Salut! Astăzi o să vă prezint noua mea achiziție. Este vorba de o lansetă dedicată pescuitului la metod, dar nu numai. Așa cum puteți observa, este vorba de Daiva Young Bank. De ce am ales această lansetă? În primul rând, mie îmi plac bețele cu acțiune rapidă, care revin foarte repede după momentul lanseului, îmi plac bețele precise dar totodată bețele care atunci când avem un pește în drill să se comporte bine și să preia din, din șocurile peștelui. E destul de greu să găsești o lansetă care să îți îndeplinească așa toate, toate caracteristicile dar eu zic că această lansetă le, le îndeplinește. E vorba de un Yankee Bank Distance Method Feeder 3.65 din două secțiuni. Nu știu cât se poate observa. Putere de aruncare de 80 de grame se desface în două părți egale. Pe lângă lansetă, ea vine echipată cu trei vârfuri, toate de carbon, cu o putere de aruncare de la 1,5, 2, respectiv 3 oz. Printre alte caracteristici ale lansetei. Aceste lansete au fost dezvoltate în special pentru piața din, din, Anglia și oferă pentru prețul lor oferă mult mai mult decât ceea ce plătiți. Sunt niște bețe destul de căutate și destul de reușite. Dar din păcate la noi nu se găsesc. Cel puțin nu acest model de acest distance method feeder. este făcută din carbon. Ei spun, cei de la daeva spun că este vorba de un, de un carbon cu 1K woven, zic ei, adică un carbon de înaltă densitate. Inelele sunt din oțel inoxidabil. O altă caracteristică este faptul că mânerul este făcut dintr-un ansamblu plută și spumă EVA. Cu această caracteristică aplatizarea spre finalul mânerului pentru a fi mai ușor și mai comod în timpul drilului. Prima secțiune a blancului vine vopsită, vine lăcuită, iar partea superioară este cu un finisaj mat, practic blancul este neacoperit de nimic. După cum vă spuneam, este din două secțiuni și de ce prefer eu lansetele din două secțiuni? Pe lângă dezavantajul sau faptul că sunt un pic mai incomode în transport. Lansetele în două secțiuni se comportă mult, mult mai bine atât în lanseu cât și în drill față de lansetele din mai multe secțiuni. Fiind blancul cu cât mai puține întreruperi, se comportă mult mai liniar, mult mai unitar și absoarbe pe toată lungimea lui mai bine și șocul în timpul drill dar și în momentul lanseului sunt mai precise, oferă mai multă precizie. Cel puțin asta este o părerea mea. Cu siguranță sunt și lansete din mai multe secțiuni care pot să ofere aceleași caracteristici, dar vin cu un cost mult mai mare, se folosește un carbon de o înaltă calitate, cu alte costuri și atunci pentru a face o lansetă din multe secțiuni să se comporte ca una cu mai puține secțiuni, este nevoie de o investiție mult mai mare și atunci prețul este ridicat. Așa că dacă puteți trece peste lipsa sau peste incomoditatea asta a transportului, lansetele din două secțiuni, după părerea mea, sunt superioare celor lansete, celorlalte lansete. Un alt avantaj, deși sunt mai greu de, de cărat, faptul că sunt doar din două secțiuni, putem să trecem firul prin ele, o să fie mulineta gata montată și atunci foarte rapid pe malul bălții putem pescui imediat, nu mai trebuie să mai trecem firul prin ele, o putem ține gata de pescuit. De asemenea, o caracteristică a acestor Yank Bank, toate vin cu o husă, o husă căptușită, care după cum se poate vedea are loc și pentru mulinetă, permite păstrarea lansetei cu mulineta echipată. iar pe lângă husă vine cu niște benzi de neopren care țin țin lanseta Acest model distance method feeder se deosebește de cel normal și prin inele ușor mărite ale, ale vârfurilor. Să și Acestea sunt vârfurile. Sunt inscripționate: 1,5, 2 oz și 3 oz. Sunt vârfuri din carbon. Secțiunea dinspre vârf este mată. Nu are niciun finish, ceea ce, după părerea mea, este destul de important. Pe lângă partea estetică care poate să placă sau poate să nu placă. Faptul că nu mai are lac și nu mai este vopsită contribuie la scăderea un pic a greutății blancului, îl face mult mai, mult mai rapid. O știu asta de la pescuitul la spinning, unde performanța unui blanc este dată și de greutatea redusă a acestuia. Imaginați-vă că în momentul unui lanseu, dacă vârful este greu sau partea dinspre vârf este grea, atunci avem parte de multe oscilații în timpul lanseului, oscilații ce fac ca firul să se lovească de, de inele, frecarea să crească și atunci scade și distanța noastră de aruncare, dar scade și precizia. Așadar, un, un blank rapid pe partea de, de vârf, pe partea superioara lansetei a blancului face ca performanțele în lanseu și precizia să crească. Să facem și o măsurătoare a vârfurilor. Vârfurile au la bază un 3,2 mm. Să facem și o măsurătoare a blancului, pentru cine e interesat. Blancul are la bază 1 ,4 cm, 4 cam așa, deci 1,4 cm diametru, pentru cine e interesat. Și haideți să facem și o măsurătoare a inerului de plecare, de pornire. Exterior are 26 de 2 cm,6 iar interior undeva la 2 cm interior. Deci un inel de, de pornire nici mic, dar nici foarte mare, destul de potrivit pentru, pentru o astfel de lansetă. Ei spun că în acest mod, la acest model inelele sunt un pic mai mari față de modelul normal, deci distance feeder cu asta, distance method feeder cu asta se, se diferențiază de modelul normal și pentru uh, și, iar o altă diferență este și puterea mai mare de aruncare. Mie îmi place foarte mult această lansetă, așa la prima vedere. Este o lansetă progresivă, o lansetă rapidă. Cred eu că cu un, cu un metod de 45 de grame cred eu că poți arunca liniștit un 70-80 de metri cel puțin cum o văd eu. Bineînțeles, și cu un fir pe măsură, adică nu vă imaginați că dacă o să puneți un fir de 0.28 sau 0.25 o să aruncați această, această, distanță. Contează și tehnica fiecăruia. Eu consider o lansetă foarte bună, mai ales în gama de preț, având în vedere caracteristicile cele le deține. Faptul că vine și cu o husă, iar este un plus. Dezavantajul este că în România nu se găsește și dacă s-ar găsi, probabil că prețul ar fi mult mai mare ca în străinătate. Pentru cei interesați, o să vă las linkul în descriere de unde am achiziționat-o. A venit foarte bine ambalată și foarte repede. A venit din Austria. Aceste lansete, după cum am spus, mă repet, dedicate pe scuitul la feeder concepute pentru piața din Anglia, oferă mult mai mult decât ceea ce plătiți. Arată foarte bine. Sunt niște lansete ce își merită pe deplin bani. Sper că v-a fost util această prezentare. Bineînțeles că o să vă spun mai multe și după ce o să o pescuiesc pentru prima oară. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!